Hristos a înviat. Ne întâlnim la al șaselea episod din ciclul Poveste cu Pian, concerte educative gândite de directorul Filarmonicii Paul Constantinescu din Ploiești, domnul Vlad Mateescu, la care răspund mereu cu bucurie și cu tot dragul și inima mea, fiindu-mi foarte dor de scenă, de filarmonică, de dumneavoastră, de toate scenele pe care cânt. Am început primii pași romantismului, deși aceștia au fost făcuți de Beethoven și am vorbit despre asta. Am ajuns la Schubert, începem cu Schubert astăzi. Un compozitor care a fost prolific pentru puțini săi ani de viață, un adevărat geniu. Rar întâlnim melodii atât de frumoase ca cele schubertiene și o atmosferă atât de frumoasă ca cea din piesele lui Schubert. Schubert a trăit doar 31 de ani. Este neclar motivul morții. Unii spun febră tifoidă, alții spun că sifilis, alții spun că în organismul lui sunt dovezi clare de otrăvire cu mercur. Asta ar putea fi și un tratament. Mă rog, nu acesta este obiectul concertului nostru de astăzi. Schubert era foarte atras de voce și cel mai mult a compus pentru voce și pian. Lidurile lui sunt absolut minunate și un mare admirator al lui Schubert a fost Franz Liszt, care a și dorit să scrie o biografie a lui Schubert, dar nu a mai apucat, a strâns schițe. Există schițe foarte multe, dar nu a apucat să publice această carte. Liszt era și foarte ocupat. Vom vedea când vom ajunge la Liszt și vom dedica un episod întreg. Liszt spunea că întotdeauna când ascultă la un concert muzica lui Schubert, nu se poate stăpâni să nu lăcrimeze, pentru că o poezie, nu sunt cuvintele exacte ale lui Liszt, dar asta a vrut să spună. Pentru că poezie ca cea schubertiană în muzică trezește emoții pe care niciun alt compozitor nu îi le trezește. Și de aceea el a compus și foarte multe transcripții, a făcut foarte multe transcripții pentru pian din lidurile lui Schubert. Prima piesă a fost un impromptu, numărul 4, opus 90. Și acum am să vă cânt un alt impromptu, tot opus 90, dar numărul 3. Thank you.
nu se lăptimați, așa cum e în lui Franz Liszt, când asculta muzica lui Schubert. Oricum, despre transcripțiile lui asupra liderilor lui Schubert, trebuie să vă spun că unele dintre ele au o greutate pianistică asemănătoare a unui concert pentru pian. Mă rog, acela este Liszt. Dar nu pot să trec de Schubert fără a vă cânta un scurt fragment dintr-o operă monumentală a lui, compusă în 1822, în același an în care Beethoven compunea ultima sonată a lui pentru pian. Vă aduceți aminte? Ei bine, această operă monumentală a lui Schubert are la bază tema unui lied, Wanderer. Este o fantezie în patru părți. Este puțin, nu știu dacă Schubert a fost conștient atunci când a compus monumentul muzical pe care îl compune. Nu știm, eu nu am găsit nicăieri. Această fantezie este mai mult decât o fantezie, pentru că setează cumva și forma viitoarelor simfonii de mai târziu romantice și moderne, pentru că aceste patru mișcări ale fanteziei, Allegro, Adagio, Scherzo și Finale, seamănă mult cu toate mișcările din simfoniile romantice. De asemenea, pianistica folosită de Schubert în această piesă este mult superioară tuturor piețelor sale pe care le compusese până atunci, dar chiar și pianisticii lui Beethoven. Este un tip de virtuozitate extraordinar de ridicată, care pare că apare din neant, pentru că nu găsim corelație cu nimic din trecut, însă va avea răspuns în viitor la Franz Liszt. Pentru că acest tip de virtuozitate îl vom găsi la Franz Liszt, reapare la Franz Liszt și doar la el și la nimeni până atunci, nici la Chopin, nici la Schumann nu-l vom întâlni, în această manieră atât de ridicată ca în fantezia Wanderer. Iar, sigur, la Franz Liszt vom întâlni același tip, dar de aici mai sus, pentru că Franz Liszt a fost foarte special. Oricum, Liszt a fost peste Schubert se așternuse o vagă uitare și Liszt a fost cel care l-a rescos din această uitare. Dar în omagiu la compozitorul despre care vorbim acum, Victor, vom adânci un pic acest subiect. Are patru mișcări. Este un adevărat monument al operei lui Schubert și al romantismului, pentru că este una din cele mai importante lucrări compuse în romantism, în opinia mea. În timpurile de început ale romantismului îl găsim și pe Mendelssohn. Dar am să fac o paranteză, vorbind despre curentul romantic, și am să vă spun că el s-a născut ca în toate artele și nu numai în muzica clasică.
ca un răspuns opus clasicismului. Pentru că romanticii vroiau să iasă din rigorile și barierele puse de clasici, își doreau libertate și astfel au, cel puțin în muzică, au avut libertatea formelor, a interpretării. În pictură găsim o altă viziune asupra culorilor. În literatură, de asemenea, se dezvoltă alte subiecte, este pus eul în prim plan și emoțiile. Emoțiilor li se ridică un soclu, practic, în romantism. De asemenea, și muzica este mult mai zbuciumată. Ceea ce se scrie literar este mult mai zbuciumat. Unul dintre primii romantici, în afară de Schubert, a fost și Mendelssohn. Mendelssohn compunea alături de sora sa, dar la acel timp femeile nu aveau un rol în societate și atunci, deși martorii vremii spun că Fanny Mendelssohn era mai talentată decât fratele său, noi nu putem ști, ea nu a avut, nu a atins celebritatea și nu a rămas în muzică cu același rol cu care a rămas fratele său. Însă, și despre fratele său trebuie să amintim un... nu este detaliu, este esențial. Odată cu apariția lui Mendelssohn, care readuce în atenția publicului operele de Bach, uitate cumva până atunci, este și un citat celebru pe care îl spune Mendelssohn, care avea origine evreiască și spune că a fost nevoie de un evreu ca lumea să-și reamintească de Bach. Se presupune că datorită originii sale, după moartea lui s-a așternut și asupra lui Mendelssohn tăcerea și uitarea că ar fi fost. Sunt lucruri pe care, despre care lumea vorbește. Eu nu pot să vi le spun ca sigur că au fost așa. Însă există totuși dovezi. Datorită originii sale ar fi fost cumva dat la o parte. Mie una, și aici este o considerație personală, mi se pare extrem de nedrept aceste înlăturări unor personaje atât de geniale și muzicieni atât de talentați, considerente care nu au legătură cu arta, cum a fost și cazul lui Mendelssohn. Istoria a făcut dreptate până la urmă pentru că el a fost reînviat, în ghilimele, de Franz Liszt, un compozitor care a făcut bine multora, dar care și el însuși, deși nu pare, a căzut în această, nu știu cum să o numesc, groapă e urât, în această, nici Kafka nu pot să o numesc, nu știu cum să-i spun, în această latură a personajelor înlăturate. Pare că nu poate fi adevărat, deoarece toată lumea știe de Franz Liszt, da, toată lumea știe de Franz Liszt, însă poate nu toți dintre voi cunosc fenomenul Războiul Romanticilor, care a fost cumva condus de Johannes Brahms și care a avut principal obiect înlăturarea compozițiilor lui Franz Liszt din sălile de concerte. Pentru că spunea Brahms că muzica lui Liszt este goală și lipsită de conținut. Vom vorbi despre aceste lucruri mai mult în, în episodul cu Franz Liszt, pe care îl voi dedica lui Franz Liszt. Ei bine, aceste practici există și acum și au existat, vedeți, încă de atunci. Pentru acești mari, mari, mari muzicieni, timpul a făcut ca opera lor, care este atât de valoroasă și de frumoasă, să nu rămână uitată și necunoscută publicului larg. Mendelssohn și el nu a trăit mult, a murit destul de tânăr, la 39 de ani, în urma unui atac vascular. Îndatorat, probabil, l-a făcut din cauza faptului că muncea foarte mult și în mod sigur, în interiorul lui existau foarte multe frământări. Deși era evreu, în muzica lui găsim, pentru că l-a admirat foarte mult pe Bach, a cărui muzica este religioasă,
În muzica lui Mendelssohn găsim foarte multe referiri la psalmii creștini, la oratoriile creștine, mici inspirații și împrumuturi de celule muzicale luate de el din celebrele rugăciuni cântate. Și întotdeauna el afirma că iată un evreu saltă muzica creștină. Este foarte frumos. Eu una consider că acest lucru este foarte frumos pentru că muzica primează în fața orice. Suntem toți, toți o iubim, și cei care o ascultăm și cei care o facem. Și pentru muzică suntem aici. Din Mendelssohn Bartholdy am ales prima parte, tot o fantezie, prima parte a acestei fantezii care este mai lungă și care de asemenea este o compoziție de virtuozitate, pentru că Mendelssohn a fost, precum Mozart, un copil minune, un pianist extrem de virtuos, așa cum Schubert nu era, și de aceea este o mirare acea fantezie Wanderer a lui Schubert, care nu era un pianist virtuos, dar totuși a scos o lucrare cu atât de mare virtuozitate. E bine, la Mendelssohn nu este de mirare virtuozitatea, căci el însuși era un mare virtuos și așa cum și alții înaintea lui și-au compus pentru ei, și Mendelssohn a compus pentru nivelul său de virtuozitate, care era foarte ridicat.
în multe lucruri ale lui Mendelssohn vom remarca polifonia și este normal, căci un admirator al lui Bach nu poate să nu folosească polifonia. Același lucru se va întâmpla și la Liszt, pentru că Liszt, reînvindu-l pe Mendelssohn, l-a scos și pe Bach, în același la Lumină și pe Schubert, a făcut peste 500 de transcripții din lucrările aproape tuturor compozitorilor de până atunci și ai celor contemporani cu el. Dar să nu sărim peste episoade, pentru că până la listă o să-l mai avem și pe Chopin și pe Schumann, exponenții perioadei de mijloc a romantismului. Înainte de încheiere, o să vă spun un gând al meu interesant, o paralelă cu istoria, pentru că clasicismul a fost cumva marcat în istorie de Napoleon. Acest tânăr venit parcă de nicăieri a marcat întreaga Europa și întreaga perioadă și a marcat și muzica, cred eu, pentru că a insuflat patriotismul și școlile naționale, pentru că el însuși era un mare, mare consumator de teatru și de operă. Îi plăcea în mod special tragedia, mai mult decât orice, pentru că considera că acolo se clătesc caracterele, acolo sunt portretizate caracterele ce se clădesc. Și a investit foarte mult în artă, în teatru, s-a implicat, se implica și în opere, avea soliștei lui angajați, pe care îi plătea cu salariu, erau opere din Paris și din alte opere. Deci a sprijinit foarte mult arta, dar în istorie rămâne el ca figură marcantă a acelei perioade. În schimb, în muzică avem în acea perioadă mai mulți compozitori. În perioada romantică însă, în istorie nu este o personalitate la fel de marcantă ca Napoleon, ci este un secol al inovațiilor. Inovația este cea care marchează secolul și nu omul. Toate se dezvoltă, tehnologia, știința. În schimb, în muzică, romantismul este marcat de un singur compozitor care strălucește pur și simplu ca un soare și o să vedem când vom vorbi, o să vedeți că nu sunt subiectivă și că am dovezi să spun aceste lucruri. Acest compozitor, razele lui ajung și în trecut pentru că scoate de acolo pe compozitorii uitați, pe ceilalți, ca Beethoven, îi aduce în atenția studenților și muzicienilor făcând transcripții ale simfoniilor, ce sigur că nu puteau fi cântate atunci de către un pianist și nu existau mijloacele media pe care le avem acum. Și și influențează contemporanii, dar influențează și pe cei care i-au urmat. Nu vom vorbi episodul viitor de acest soare al romantismului care este Franz Liszt. Episodul viitor este dedicat perioadei de mijloc și anume Chopin și Schumann, doi mari romantici. Prietenii ai lui Liszt și care îi datorează foarte multe. De fapt, toți i-au datorat foarte multe din acea perioadă. Și abia peste două întâlniri vom ajunge la Franz Liszt. Vă urez la revedere și vă doresc o zi frumoasă în continuare și sperăm să ne revedem cât mai curând pe viu. Și nu doar în ecranele telefoanelor sau ale calculatoarelor.